seara, stimați telespectatori, vă spune Vior Nedulescu și vă invit să derulăm împreună în următoarele 50 de minute, aproximativ, un subiect deosebit de, zic eu, cel puțin pentru mine interesant. Este vorba de situația românilor de la sud de Dunăre înainte de formarea primului stat feudal românesc de la nord de Dunăre. Adică stăm în situația de a ne convinge singuri, dacă citim puțin și dacă suntem puțin atenți și dacă mai ales urmărim ultimile scrieri ale istoricilor români și nu numai, că înainte de statul lui Basarab de la Curtea de Argeș, considerat așa o chestie etapă, primul stat medieval românesc, a existat un stat românesc. Se pare că două state, o să aici, paranteza asta, o să o comentăm mai târziu, la sud de Dunăre, cu mult timp înainte de acestea. Istoricul Alexandru Magiaru a scris o carte apărută recent pe piața de specialitate românească, se numește Asăneștii, istoria politico-militară a statului dinastiei Asan. Uitați, aceasta este cartea. Vă recomand, după cum vedeți, titlul ei este un titlu rezervat, pentru fel e bine că este așa, nu spune că este statul bulgarilor, nu spune că este statul românilor, spune că este statul unei dinastii asănești și că în acel stat populația majoritară și determinantă a fost populația românească, populația vlah. Și că lucrurile astea se întâmplă la sud de Dunăre, cam de aici, de la limita noastră a Giurgiului, până departe încolo, sud, spre Pelopones, iar către vest, până cam pe unde se află Croația de astăzi. Iar către est, până unde se termină peninsula balcanică, la bordura continentală între Pământ și Marea Neagră. Istoricul Alexandru Mangiaru culege multe, multe date. Culege multe date și ne le spune, sunt documente scrise, sunt izvoare scrise, face legătura între ele și vă propun cu răbdarea dumneavoastră seara aceasta să facem așa o mică povestioară. Să facem o mică povestioară, nu știu, am zis că este metoda sau modul cel mai simplu ca să fim un picuț înțeleși în ceea ce vrem noi să spunem. N-aș folosi termeni academici foarte puternici, foarte aspri, poate așa, la prima palpare vizuală și audio, ci aș folosi poveștile, adică fel de descrieri cu ce s-a întâmplat aici la noi, cu mult înainte ca, să spunem oficial, în cărțile de istorie, din păcate românești, că s-a format un prim stat al românilor. Acest prim stat s-a format înainte. Și nu s-a format la nord de Dunăre, s-a format la sud de Dunăre. Și nu trebuie să ne fie rușine cu treaba aceasta, ci trebuie să, o părerea mea, trebuie chiar să o recunoaștem și chiar să și fim mândri. Și că n-a fost un prim stat, ci au fost, la un moment dat, au fost două state românești la sud de Dunăre. Vă aduce povestea puțin mai departe în ceea ce, din păcate, cu multă, să zicem, larghețe, ca să nu folosesc alt termen,
Unii istorici români spun că după retragerea Aureliană de la 271 au urmat 1000 de ani negri în care cu poporul român nu s-a întâmplat nimic. Din contră, cu poporul român s-au întâmplat foarte multe și o parte din cele ce s-au întâmplat sunt chiar subiectul acestor povestioare din seara aceasta. S-au întâmplat foarte multe. Poporul român n-a dispărut, s-a afirmat și mai ales s-a remarcat încă o dată. Să spunem că ultimul împărat al Imperiului, de data aceasta bizantin, împăratul Focas, de origine latină, eu aș spune chiar de origine românească, născut undeva într-o localitate între Giurgiu și Oltenița, după ce a ajuns împărat la Bizanț în urma unui răscoale, centurionul Focas ajunge împărat și urmează 10 ani de domnie autoritate. El este îndepărtat printr-un atentat care îl costă viața și după Focas urmează în jur de anul 612 un împărat numit Heraclius, care este primul împărat grec al Imperiului Roman de răsărit. Urmează perioada grecilor. Cam în aceeași perioadă la Dunăre apar slavii. La Dunăre apar slavii, una din cele mai serioase migrații care s-au confruntat locuitorii din zona aceasta. Apar slavii și se pare că intrarea slavilor la sud de Dunăre nu a fost deloc întâmplătoare. Se pare că au existat înțelegeri între împărații greci de la Bizanț, greci de data aceasta, și migratori, prin care migratorilor li se permitea să treacă în Imperiu, la sud de Dunăre, și să stabilească aici, într-un fel, cu gândul ca populația românească de la sud de Dunăre să se diminueze procentual. Așa au ajuns și sârbii. În sud de Dunăre este hârtie scrisă între triburile sârbilor și împăratul de la Bizanț, prin care li se permite mutarea acestora în sud de Dunăre, în zona ca unde este Kosovo actualmente. De asemenea, există document scris între triburile slave ale croaților și mutarea și împăratul de la Bizanț în legătură cu mutarea acestora și stabilirea celebrilor croați, care ați văzut că ne bat la cap istoric cât de tari sunt ei, peste populația autohtonă românească veche de deja acolo de multe, multe sute de ani. Cam același lucru se întâmplă și cu slavii care ajung mai la sud. Ajung așa de la sud încât ajung până la Peloponez. Ajung cam pe unde este toată Bulgaria de astăzi și Grecia de astăzi. Și coroborat cu invazia unui trib venit de la gurile Volgăi, de populație central-asiatică, bulgarii, care, urmându-și o legendă să-și găsească spada lui Asparuhov, au ajuns în zona asta și s-au stabilit la sud de Dunăre, dar care nu au mai rămas din ei nici decât nici limbă, nici decât numele a rămas de ei, primii țari, că ei au făcut un țarat, țaratul bulgar, se pare că au fost de naționalitate bulgară, după aceea au dispărut. Ei lasă o entitate statală la sud de Dunăre, numit primul țarat bulgar. Eu am să-l citez câteva minute înainte pe profesorul Sterian Brezeanu.
într-o carte a domniei sale numită Istoria Imperiului Bizantin. Se spune că marile metropole din Rene, mai cu seamă Serdica, adică Sofia de astăzi, Naissus, Nișul de astăzi, Orscupius, Skopje de astăzi, au reprezentat centre de rezistență ale romanității până după 602. Revărsarea masei slavilor la sud de Fluviu și luarea cu asalt a metropolelor romane de către avari constituie o dată istorică în viața peninsulei și în existența romanității răsăritene. Data tradițională a trecerii slavilor în peninsulă a fost corectată în ultimele cercetări, în lumina dovezilor aduse, cu deosebire de numismatică. Revărsarea torentelor slave din nordul Dunării începe către 604 și se termină pe la 614, deci după 2 ani după ce nu mai este foc ca să împărat. Valurile migratorilor ajung până pe țărmurile Mării Egei și Mediteranei, în sudul Peloponezului, așezându-se peste comunitățile slave venite aici, dar fără forță, cu 2-3 decenii în urmă. Ele au urmat principale rute, nord-sud, ale peninsulei, Morava, Vardar, Tesalonic în vest și țărmul Mării Negre în est, dar și diagonala Balcanilor, Singidunum, Naissus, Serdica, Filipopol și Adrianopol, până la zidul cel lung al lui Anastasius din fața Constantinopolului. La anul 650, instalarea slavilor în peninsulă cunoaște limitele ei definitive. De la Dunăre în Peloponez, regiunile de câmpie și văile râurilor sunt acoperite de sclavinii, în vreme ce populația veche a acestui spațiu a fost înglobată de invadatori, ori împinsă regiunile înalte unde își continuă existența în insule în mijlocul Mării Slave. Numai slavii din Macedonia Meridională continuă să încerce luarea cu asalt a Salonicului, cum a fost cazul Marelui Asediu de la 677. Miza era decisivă pentru ambele părți. Cucerirea metropolei macedonene și crearea unui regat slav în sudul peninsulei ar fi putut constitui un pericol de moarte pentru grecitate, după cum rezistența orașului a constituit un focar esențial în eforturile Constantinopolului imperial de a reeleniza sudul peninsulei și de a asimila triburile slave din regiune în următoarele secole, lucru care s-a și întâmplat. Cea mai spinoasă dintre toate problemele ridicate de cucerirea slavă a Balcanilor rămâne însă soarta romanilor din provinciile dunărene ale peninsulei. Cei mai mulți istorici moderni par să ignore destinele masivei populații romanice din regiune, cu o importanță crucială pentru viața politică și militară a noii Rome până în anul 602. De la Aurelian și împărații tetrarhi, adică Diocletian, Maximian, Galeriu și Constanțiu, până la dinastia lui Justinian, a lui Mauricius și Focas, romanitatea sudunăreană a dat cei mai mulți suverani și între ei împărați de prim plan a istoriei bizantine, precum Diocletian, Galerius, Constantin și Justinian, cărora imperiul le datorează supraviețuirea în Occident până în secolul V și revitalizarea lui și nașterea Constantinopolului în Orient, general de geniu printre Etius și Belisarie, principalii comandanții armatelor romane din secolul 3-6 și masa soldaților romano-bizantini care au luptat pentru imperiu pe toate fronturile, au ieșit din mijlocul acestei romanități. Cum putea să dispară această populație în mijlocul dezastrelor din secolul VII, cum acreditează unii istorici? Cum pot fi priviți vlahii medievali din Balcani ca o populație misterioasă, în ghilimele, ale cărei origini rămân obscure, iar prezența ei în evenimentele din peninsula abia dacă este observată? În pofida penuriei surselor din secolul VII și din perioada următoare, putem contura evoluția și soarta tragică a romanității balcanice din primele veacuri medievale în condițiile invaziei slave și ale prăbușirii stăpânirii imperiale în peninsulă. Îi regăsim multe secole mai târziu implicați în evenimente din regiune și în sursele relative la ele sub numele de vlahi. Salvarea a fost plătită însă cu prețul reconversiunilor la viața pastorală și agricolă, datorită regiunilor inospitaliere în care au fost obligați să-și ducă existența. Istoria acestui fragment de romanitate este luminată de cartea a doua din Miracolele Sfântului Dimitrie și de sursele grecești latine de după secolul al X-lea.
Putem spune că apare cel mai semnat fragment al lor, cu un destin aparte în istoria balcanică medievală, îl constituie vlahii din Hemus, care la 1200, conform lui Coniates, bun cunoscător al istoriei și societății lor, îi consideră autohtoni în Mezia, care este patria lor părintească. Să spunem că Mezia este denumirea care rămâne din antichitate ca și o continuare a denumirii vechii provincii romane Mezia, în unele surse apare și Misia, și care era populată de mezi sau de misi. Ori mezii și misii nu erau alții decât noi. Deci, lucru care nouă ni s-a spus mai puțin la istorie. Trebuie singur să ne facem legăturile acestea. Mezii, geții și dacii sunt același popor. Încă după 271, în interiorul Mezii, împăratul Aurelian, care era și el tot un român sud-dunărean, urmează cele două provincii, Dacia sud-dunărene, ca și recompensă, într-un fel, pentru sau omagiu pentru retragerea din daciile nord-dunărene, anume Dacia Ripensii, Dacia Mediteraneană, care durează până târziu, până la anul 600 și în administrația Imperiului. Deci apar mezii. Mezii suntem noi, nu sunt alții. Și tribalii suntem tot noi. Este o regiune aici, cam la sud de Calafat, nu are cât două, trei județe, unde este Timocul bulgăresc și astăzi, cunoscută în antichitate sub numele de Tribalie, dar Tribalie era parte a Daciei Ripensis și a Mezii, a căror locuitori erau tot geții, tot dacii, tot noi. Mai apar Dardanii. Dardanii sunt cam până lângă, de la Skopje, la nord, până către Niș, zona aceea, Dardania. Dardanii sunt tot daci, au făcut parte din Dacia Mediteraneană, iar de origine dardană este împăratul Constanț, tatălui Constantin. Coniates, bun cunoscător al istoriei și societății, consideră autohtoni în Mezie. Iată un grec care spune lucruri bune despre noi, care este patria lor părintească. Sigur, ei sunt descendenții romanității misiene retrase în evenimentele dramatice din secolul VII, deci când au venit slavii, și următoarele pe înălțimile Hemusului, adică pe înălțimile munților Balcani, cum îi știm noi astăzi. Sunt urmașii medievali ai romanității balcanice, o populație misterioasă? Nu, nici de cum. Poate numai pentru autorii interesați, ori pentru cei care nu caută până la capăt adevărul istoric. Vlahii balcanici din sudul sau nordul peninsulei și-au păstrat numele străbunilor lor, romani, în formele graiurilor, dar deci ei între ei și-au spus români. După părerea mea, cel puțin pentru perioada următoare, lucrul acesta va trebui adus în prim plan, faptul că toți vlahii balcanici, când se cheamă între ei, spun ce faci măi române, nu spune ce faci măi vlahule sau ce faci măi misule sau ce faci măi getule sau ce faci măi dacule. Dacă mergi în mijlocul apusenilor, în localitățile de lângă Odișul Pade sau Scărișoara, unde e greu de ajuns, trebuie să mergi 10 de kilometri pe râurile alea până în cetatea apusenilor, masiv muntos cu suprafață de 40.000 de kilometri pătrați, întrebi un țăran de acolo ce e, spune că e român. E român. Dacă mergi în nordul Maramureșului, pe Valea Vaserului în sus, la ultime localități, întrebi unul ce e, și te spune că e român. Nu spune că e dac. Și de asemenea, dacă mergi în munții Pindului și întrebi pe aia ce sunt, îi spun că sunt români. Sau a români. A, mai pe modul meu, al lui român. Sigur că ceilalți nu le-au spus români, au fost botezați în primul rând vlahi. Dar au fost botezați și misi și important este că vecinii lor, slavi, greci și maghiari, i-au rebotezat cu etnonime derivate de la vechiul germanic Varh Valach sub formă de Vlach, Vlas Olah. Vă dați seama cât de importanță are denumirea județului Giurgiu?
Vă spunea mai cu câteva luni în acest studio, domnul profesor Iscru este singurul județ românesc care are rădăcina cuvântului Vlah. Este județul românilor din Câmpia Română. Și vine denumirea asta de mii de ani încoace. Ar trebui neapărat ca autoritățile județene să facă demersurile ca județul să fie rebotezat Vlașca, așa cum îl știm noi de sute de ani. Și mai mult de sute de ani. Sigur că în aceste condiții apare marele miracol al repunerii pe tapeta problemei vlahilor mai târziu. Ei nu au dispărut cu toții, ci de la sud de Dunăre, și vom vedea că pe la anul 1185 se întâmplă un lucru fenomenal. Trei frați, Petru, Ioniță și Asan, de fapt Petru, Asan și Ioniță, pentru că Ioniță era cel mai mic, reușesc să facă o revoltă împotriva Imperiului Bizantin de la Constantinopol, care la vremea aceea, la 1185, era curat grecesc, și să se emancipeze într-un stat extraordinar de puternic. Un stat așa de puternic încât chiar va schimba pentru niște sute de ani destinul populației europene din partea aceasta de lume și mai mult decât atât, chiar de mai mult de jumătate de Europa. După paranteza asta destul de lungă pe care am făcut-o, să începem să spunem câte ceva, probabil că seara aceasta nu vom termina și vom mai continua cu alte emisiune, despre cartea istoricului Alexandru Magiar, Asănești, istoria politică militară a statului dinastiei Asan. La momentul 1185, deși Imperiul Bizantin de răsărit decăzuse, începuse să decadă, nu mai a fost în culme, nu, trecuse de culme în gloriei sale pe timpul lui Vasile al II-lea Macedoneanu și împărații din preajma lui, ca și ordine cronologică, totuși era destul de puternic. Adică de la Belgrad până undeva în centrul Asiei și până spre zona Mormântului Sfânt, Imperiul Bizantin încă exista. Se întâmplă că în momentul premărgătorului 1185, împăratul de la Bizanț are niște lupte cu o populație venită din sudul Italiei. Este vorba despre normanzi care făcuseră un stat acolo, în zona Neapole-Sicilia, și care cu gând de expansiune ajunseseră peste Marea Adriatică în zona Greciei, nordul Greciei de astăzi. Urmat o luptă la nordul orașului Salonic, la Dimitriții, unde imperialii au fost învingători. Într-o tabără militară, pe drumul care leagă Constantinopolul de Salonic, de Constantinopolul de Săruna de atunci, sau Salonicul de astăzi, în localitatea Kipsala, vin doi frați la împărat și îl roagă ca ei să primească o autoritate limitată în nordul masivului Balcani, până la Dunăre, promițindu-i împăratului că vor contribui și substanțial la armata imperială în luptele care vor urma. Voi da citire la niște izvoare cu care și profesorul Alexandru Magiaru își începe cartea. Nu sunt
toate izvoarele pomenite în carte aici, am selectat câteva mai importante. Vom vedea că majoritatea, adică majoritatea covârșitoare a datelor pe care profesorul le folosește aduce la atenție următoarea chestiune. Aduce la atenție chestiunea că cei care au organizat această mișcare de la nordul Hemusului la anul 1185 sunt vlahi și bulgari. Sau vlahi în prima fază. Și nu bulgari. Și nu cumani. Și cumanii la un moment dat au fost atrași de partea românilor de la Târnovă. Să dăm citire la câteva izvoare. Iată, avem scrisorile Papei Inocențiu al III-lea, care este papa între anul 1198 și 1216 către Ioniță. Ioniță e cel de-al treilea, frate, vom vedea noi în povestioarele care urmează, că el a fost țar sau rege între 1197 și 1207. Acesta este papa Inocențiu al III-lea. Și de asemenea, scrisorile purtate de către arhiepiscopul lui Ioniță de la Târnovo, Vasile, și păstrate în Arhiva Vaticanului în traducere latină. Mai există un eveniment, vom ajunge puțin mai târziu la el. Este Marea Bătălie de la Clocodnița, de la anul 1230, în primăvară, 9 martie, al lui Ioan Asan al II-lea, băiatul la Asan, deci un nepot de fraților, deci băiatul la unul din frați și nepot la ceilalți doi. În urma victoriei, Ioan Asan al II-lea face o inscripție pe o coloană din biserica cei 40 de sfinți de la Târnăvo, plus o inscripție la poarta fortificației Stenimahos de lângă actorul oraș Asenovgrad din munții Rodopi. Orașul Asenovgrad este deosebit de pitoresc. Dacă aveți drum pe acolo, nu ezitați să vă opriți și la Asenovgrad. Este pe lângă Smolian și este aproape de extremitatea sudică a Bulgariei. În această imagine vedem cetatea imperială făcută de frați de la Târnovo, care există și astăzi. Între noi fie spus, România medievală nu are așa societate ca și mărime. Intrarea pe poarta principală în cetate. Avem date despre Asăneșii în istoria Sfântului Ioan de la Rila sau Ivan de la Rila. Da, turnul acela care îl vedeți sub biserică este turnul lui Balduin de Flandra. Deja este o legendă la Târnova bazată pe realitate, pe fapte reale, că acolo a stat în ultimii 3 ani de viață primul împărat latin al Constantinopolului și aici aș fi și murit. Așa. Plus, în scrierile despre viața Sfintei Parascheva, găsită în scrierile grecilor. Avem mărturia mitropolitului Salonicului, Eustatius, care face o scriere despre un atac al cumanilor aliați cu românii și bulgarii asupra orașului Salonic din perioada aceea. Avem și istoricul folosește în cartea sa și izvoare care nu vin de la greci, izvoare care vin de la occidentali. Deci, întrebarea ar fi, domnule, dar cam ce treabă aveau occidentali pe la 1185 în zona asta a noastră? Și dacă ai treabă, știi despre ce e vorba și poți să scrii. Dacă nu ai treabă, dai cu presupus. E, uite, occidentalii chiar au avut treabă. Și au avut o foarte mare activitate militaro-politică, economică, pentru că cruciadele a treia și a patra au trecut și au avut evenimente prin zona noastră. Deci când vedem noi filmele alea cu șeriful din pădurile engleze,
vedem partea romanțată a lucrurilor. Richard din Imădăreu, într-adevăr, a participat și la Cruciada a treia, dar acolo a avut o participare relativ modestă, s-a cam întors cu coada între picioare. De asemenea și regele Franței, o participare mult mai clară a avut și dominantă împăratul Imperiului Romano-German, Frederic I Barbarossa. Și vom vedea că de la el și de la oamenii din preajma sa vin foarte, foarte multe scrieri, pentru că oastea occidentală plecată către Ierusalim să elibereze mormântul sfânt, pentru că îl cucerise curdul Salah ad-Din sau Saladin, care era califul Egiptului la momentul acesta, și să trecuse o mare tragedie pentru lumea creștină din toată Europa. Deci pleacă Frederic I Barbarossa cu asta de 100.000 de oameni pe Valea Dunării. Vă închipuiți că i-a strâns ca cont de Germania, Danemarca, astăzi Olanda, poate și Austria, poate și o parte din Polonia de astăzi, și au plecat pe Valea Dunării 100.000 de oameni către Constantinopol, să treacă din Asia din Europa în Asia peste Hellespont, sau, să spune, sau peste strântoarea Dardanele, Bosfor, și să-și continue drumul până la Ierusalim prin toată Asia Mică. Deci pe Valea Dunării au venit acești crucieri. Și lucru mă duce că ei ar fi ajuns și până pe la noi, pe la Giurgiu, deși în cartea asta spune că au cotit-o cam prin dreptul Vidinului, turnului Severin, pe vechiul drum care făcea legătura între Belgrad, Niș, sau mai la vest de Belgrad, între Sirmium, Belgrad, Niș, Sofia și Constantinopol. Dar avem totuși dovezi scrise că i-au trecut de linia asta a lui Belgrad-Sirmium și au mers mai mult pe Valea Dunării până aproape de Vidin. Și poate au ajuns și până la Giurgiu. Și de aici ar fi cotit către Constantinopol. Dovadă este cimitirul cavalerilor cruciați care se află aici lângă noi, lângă Giurgiu, la circa 16-18 km sud, în satul Niso, unde sunt 80 de cruci mari ale cavalerilor cruciați. Zic că e o dovadă că ei au trecut și pe la noi. Deci Frederic I Barbarossa, cu toată suita sa imperială, trece prin zonă și lasă izvoare scrise, lasă hârtii, lasă documente. Pentru Cruciada a treia, care s-a desfășurat între 1189 și 1192, avem o istorie de expediție. Frederici Imperatores atribuită monahului Hans Bertus, care l-a însoțit pe împăratul Frederic I Barbarossa, care a domnit între 1155 și 1190 în drumul său spre Constantinopol prin toate localitățile pe unde a trecut. El la un moment dat spune că întâlnește în drumul său pe români. Deci, la momentul ăla 1185, un împărat scrie că a avut contact cu români. Imediat după Cruciada a treia a fost compus celebrul Nibelungen Lied. Acum, cu cântecul ăsta al Nibelungilor, pentru marele popor german, și treaba asta o spun fără nici o umbră de ironie, ci cu toată convingerea, fiind și eu într-un fel format, cel puțin și clasele primare, liceu și facultate, pe cultura germană, cât de important este cântecul Nibelungilor pentru toată istoria germanilor. Și ați văzut și aici, filme cât cuprinde. Și înainte de al doilea război și după al doilea război și în timpul celui de al doilea război, când zăpăcise al treilea Reich că ei se trag din rasa ariană și acolo apar și Nibelungi, nu? Aici apare numele de Valahia în acest cântec al Nibelungilor. Este
țara ducelui Ramun veni cu 700 de călăreți la curtea lui Atila. Vlahii aveau ca excelenți, la fel ca polonezii și ca ruși. Considerează că e vorba de românii din nordul Dunării. S-a stabilit că epopeea a fost compusă în jurul anului 1200 de un poet de la curtea episcopului din Passau, Wolfgang von Erla, pe numele său. La 1200, singura țară care putea fi denumită Valahia era țaratul româno-bulgar. Vom vedea de altfel că de ce insist într-un fel pe aceste surse occidentale. Vom vedea că occidentalii folosesc cu prioritate denumirea pentru țaratul făcut de cei trei frați la sud de Dunăre, denumirea de Valahia. Dumnezeu, nu o folosește unul, o folosesc zeci și zeci de izvoare scris. Valahia. Pe aici, pe acolo, apărând și numele de Bulgarorum sau de bulgari. La Valahia. Deci Valahia se numea teritoriul dintre Dunăre și Balcani, care începea cam pe unde vedem noi de aici, de la Giurgiu, peste Dunăre, dăm cu ochii peste Dunăre și vedem dealurile astea. Acolo era Valahia. Mergem mai departe. Informații venite, iată, vin și de la episcopul Diepol sau de la canonicul Tageno, care au trecut pe aici. Acest cântec al Nibelungilor are o continuare, deci el nu e singur, ca și lucrare muzicală, culturală, etc. Epopeea continuă cu Diclage. Diclage înseamnă tânguire, unde apare un personaj, Ziegherr von Walachen, unul din cei trei conducători din Europa de Est. Pentru Cruciada a patra, care a făcut împărțirea Imperiului Bizantin, avem informații mult mai consistente. Aproape toate au legătură cu statul Asăneștilor. Dăm informațiile venite scris și păstrate până în ziua de astăzi. Iată lui Geoffroy de Vieux-Horden, 1150-1213, unul din marii conducători ai cruciaților, ajuns mareșal al Imperiului Latin de la Constantinopol. Acesta lasă posterității o operă care se numește La Conchetă de Constantinopol, care, dincolo de valoarea sa literară medievală, este considerată, cel puțin de literatura franceză, cea mai remarcabilă cronică franceză medievală lăsată posterității. Deci, acest Geoffroy lasă posterității informații directe de la un participant de la Cruciada a patra. Și se vede ce informații lasă. Geoffroy admite că înfrângerile suferite de cruciați, pentru că în Cruciada a patra, cruciații au luat bătaie. Și au luat o bătaie cruntă. Nu știu dacă rănile ei nu se simt și astăzi, după 800 de ani. Că aici e de discutat. Și ne mai poartă unii amintire. Dar au fost bătuți de români de le-a sunat apa în cap. Lucru care istoricii noștri nu prea o spun. Că tot ce e de la sud de Dunăre nu mai avem voie să zicem nimic, că îi supărăm pe bulgari. Dar totuși să citim ce spun oamenii ăștia. Deci cea mai importantă cronică medievală franțuzească. Lucru stabilit de către literații francezi, nu români. Ce admite Geoffroy? I-au luat bătaie pentru că au primit pedeapsa lui Dumnezeu pentru relele care le-au făcut la Constantinopol. Și într-adevăr au făcut rele. O mică paranteză. La a patra cruciadă, cruciații nu s-au mai dus la mormântul sfânt să-l elibereze. Au uitat. Și pe baza unei hârtii făcută cu un an înainte, care există, documentul există, se numește Partiția Romaniei, există la Vatican. Deci împărțirea României.
S-au dus la Constantinopol, l-au cucerit, l-au luat la goană pe împăratul grec al Constantinopolului, care a fugit în Asia Mică și s-a stabilit în localitatea Nicea, unde va rămâne câțiva zeci de ani. În goana sa, în fuga sa, l-a luat și pe Patriarhul Constantinopolului și cruciații au instaurat un nou stat, statul cruciaților din Constantinopol, având ca biserică, nu biserica ortodoxă, ci biserica catolică. Și după aia au început să-și împartă între ei, așa cum scris în hârtiuța aceea Partitio Romaniei, partea aceasta de Europa. Nu vă mai spun că în momentul când ei au ajuns în Constantinopol, au rămas dați pe spate. Mă scuzați că nu folosesc o altă expresie mai academică. Au rămas uimiți, au rămas mirați. Au rămas cu ochii căscați și cu gura deschisă. La ce au văzut și la ce au palpat? Au jefuit crunt orașul. Se pare că jeful a fost mai puternic decât ce s-a întâmplat 250 de ani mai târziu, când au intrat musulmani în Constantinopol definitiv, la 1453. Mahomed al doilea cuceritor. L-au jefuit crunt. Dar când ei au ajuns din Europa Occidentală, care are la anul 1204, încă era modest. Încă nu-și construise marile catedrale, marile academii, marile clădiri, marile parcuri, marile palate. Încă veneau de la coarnele plugului. Poate că 200-300 de ani înainte, cel puțin aia prin Anglia, foloseau încă tendonul părul de sfoară ca să-și facă hainele. Păi, tendonul de la porc și bășica porcului uscată ca să pună în loc de geam, în fereastră. Asta e realitate. Și din sărăcia de unde au plecat ei și au dat peste cel mai mare oraș al lumii, Constantinopol, pe care l-au prădat de la găsit dracii, au rămas dați pe spate. Ghinionul lor este că au fost aroganți. Au fost aroganți cu cei din jur și au fost aroganți cu Ioniță Caloian, adică Ioniță cel Frumos. Vedeți că și cuvântul ăsta de calo, calot, noi avem calot. Folosim expresia de calot. Băi, calot. Nici neam ești, măi, din neamul lui calot. Rădăcina lui calot este de vechi cuvânt românesc, deci zi aia frumoși. Cum avem și mușatinii, care vine tot dintr-o veche limba românească, deci tot frumoși, tot minunați, tot deosebiți. Ionisa cel Frumos îi pândește, îi așteaptă și bate la anul 1205 lângă Adrianopol de lăsarea apa în cap și li se duce pentru totdeauna visul de transformare a Europei de Sud-Est într-o zonă catolică. Că e bine, că e rău, nu știm. Cert este că ortodoxia este europeană, ar că trebui să se gândească cu mai multă considerație la românul Ioniță, care a salvat-o. A salvat-o bine de tot. A salvat-o bine de tot. Și chiar dacă el peste câțiva ani trece la catolicism, și aici e de discutat, că n-a trecut degeaba, Vlahia de la sud de Dunăre, pentru câțiva zeci de ani definind un stat catolic, deci statul ăsta românesc pe care spun eu, de la sud de Dunăre, primul stat românesc, a avut o perioadă câțiva zeci de ani care a fost catolic. Și lucrurile nu sunt deloc, nu trebuie să ne sperie absolut deloc, pentru că vom vedea că nimic nu s-a făcut întâmplător. Deci, Jofra participă la bătălia asta de la Adrianopol, unde cruciații sunt făcuți praf de români, aliați cu bulgarii și cu populația temporar stabilită la nordul Dunării în perioada aceea, cumani. Aici mai fac o paranteză și îmi pot permite să-mi dau și eu că părerea, nu sunt istoric, nu sunt specialist, mai citesc și dau cu părere. Este periculoasă încrâncenarea pe care Neagu Giuvara tot o bagă cu cumani.
în istoria poporului român. Ei au fost, au trecut, dar noi deocamdată nu vorbim cumănește, ci vorbim românești. Cum am vorbit și acum 2000 de ani. Mai avem o scriere care a fost continuată de clericul Henri de Valenciennes, care justifică existența Imperiului Latin ca apărător al intereselor papale. Lucru real. Ei n-au ajuns acolo decât cu sprijinul și cu încuvințarea și cu îndemnul papei, Inocențiu al III-lea. Abatele Bernard de la abația Saint-Pierre de la Corbie în anul 2232 relatează pe larg bătălia de la Adrianopol din 14 aprilie 1205, precum și de căsătoria împăratului latin Henri I de Hainaut, care este împărat al latin al Constantinopolului între 1206 și 1216, cu fica lui Ioniță, Maria. Deci avem o româncă care a fost împărăteasă la Constantinopol. Există. E reală, este fata lui Ioniță cel frumos. 10 ani de zile a fost împărăteasă în Constantinopol. Nu prea vorbim de treaba asta. Ce dacă nu vorbim, nu știu, să nu se supere cine. Grecii, popii, nu știu cine. Avem și opera lui cavalerului Robert de Clary, cavaler din Picardie. După ce se călugărește tot la abația din Corbie, lasă un manuscris care s-a păstrat. El ăsta există. E la francezii mână. Până azi. Ce descrie evenimentele din Cruciada a IV-a și după aceea. El susține că ocuparea Constantinopolului era necesară pentru francezi, pentru că ei, de fapt, trebuia să recucerească ținuturile Troiei, ei francezii fiind în mintea lor urmașii troienilor. Înscrierea acestui Robert de Clary apar foarte, foarte des numele de vlahi, blaci și blase, adică de români. E posibil ca la anul 1220 să fi existat un curent, poate că era un curent ca să-i nobileze, poate să-i facă să plece de acasă, că ei, francezii, sunt urmașii Troiei. Într-un fel, e o realitate. Pentru că, prin roirea triburilor trace după căderea Troiei, mai mult ca sigur niște triburi după aici au ajuns și pe acolo. Oricum avem exemplu pe care nu-l comentează nimeni, că spune Homer că pleacă Eneia cu o corabie și se stabilește în Latium și înființează Roma. Spuneți-mi un nume german de Ene sau de englez sau scandinav din neamul lui Ene. După Eneia e Ene. După nume putem zice că era român. Foarte importante sunt scrisorile de la 1205, 1206 și 1212 ale împăratului Henri I de Hainaut, ce spune despre luptele lui Ioniță cu Borin. Acest Henri I de Hainaut este fratele mai mic al împăratului Balduin de Flandra. Acest Balduin de Flandra este prins de Ioniță pe câmpul de luptă, ținut în pușcărie 3 ani de zile la, în turnul de la Târnovă și omorât acolo. Totuși, fratele s-o vine la conducere și mai mult Ioniță, prin, mă rog, așa erau interesele politice din zonă, o căsătorește pe fiica sa cu noul împărat de la Constantinopol. Lingvistul german Johann Tumann subliniază originea românească vlahă a fraților Petru și Asan. Istoricul german Constantin von Höffler susține că românii au fost adevărații fondatori al celui de-al doilea țărat bulgar. Das Reich, citesc, var valachischen bulgarischen cumanice. De dinastii aber valachische, spune Constantin von Höffler. Robert Roessler, pe care noi îl hulim, pentru că este exemplu negativ în niște cărți de educație românești, la 1871 arată că românii din Bulgaria medievală erau urmașii populației din Mezia, care au participat la fondarea celui de-al doilea țărat bulgar.
Mai dăm un exemplu. Marele bizantolog francez, Jean-Claude Cheyne, este categoric în a afirma că revolta a fost declanșată de români și că bulgarii s-au raliat ulterior la ea. Interesant cu ulteriorul ăsta, pentru că vom vedea în emisiunile viitoare dacă vom continua și eu cred că vom continua să povestim ce s-a întâmplat acum 800 de ani la sud de Giurgiul de București. Au fost niște ani de cumpără, unde nu se știa cum iese. Și la bătaie s-au băgat români. Ei au fost băgați la înaintare, români. Dacă nu ieșea, se cam duceau toți. Dacă a ieșit, au apărut și bulgari. Cea mai cuprinzătoare istorie a peninsulei balcanice în Evul Mediu este datorată savantului american John F. A. Fine Jr. În legătură cu etnia celor care au pornit răscoala, Fine este de părere că frații asănești erau vlahi. Păi ne spune cea mai cuprinzătoare istorie a peninsulei balcanice. Nu ne spune altcineva. Mai avem multe alte documente care spun lucrul acesta. Mai avem multe alte documente, sunt, dacă citiți cartea, pe lângă astea 5-6 care le enumerai o seară, asta mai sunt vreo 40-50 de surse. Și spune și autorul că nu sunt singure. Să spunem că la anul 1185, împărat la Constantinopol era Isaac al II-lea Angelos. Într-o tabără la Kipsela, din Tracia, azi Ipsala, în Turcia europeană, la 85 de km sud-vest de Adrianopol, situat pe Via Ignatia, la 300 de km de localitatea Dimitrisi, unde va avea loc bătălia de la 7-11-1185, când bizantinii bat pe normanzi, vin doi frați. Ăla micul n-a venit, a venit doar Petru și Asan. Nichetas Coniatas, și ăsta a fost participant direct la evenimente. Spune că pe când împăratul Isaac se afla în tabăra de la Kipsala, la el au venit doi vlahi pe nume Petru și Asan. Ei au cerut să fie înrolați în armată și să li se acorde prin carte împărătească un domeniu cu ceva venit situat pe muntele Hemus, adică pe Balcanul de astăzi. Cererea nu le-a fost împlinită. Murmurară că nu sunt luați în seamă și toți tăruind în cerurile lor, au mai scăpat și câte un cuvânt mai înfierbântat, care lăsa să se vadă felul lor bărbătesc de fi și ce vor face când se vor întoarce acasă și asta făcea mai ales fratele mai mic, Asan, care era mai colțos și mai aspru. Acesta este lovit peste față din porunca subestocratorului Ioan, unchiul împăratului Isaac al II-lea, și astfel se înapoiază, fără să fie înfăptuit nimic, și acoperiți de o cară în munții Hemus, adică cam așa, de la Giurgiu 100 km mai la sud. Petru și Asan erau frați și de același neam cu vlahi, spune Coniatis. Spune că au declanșat revolta în zona munților Hemus pentru că le-au fost răpite turmele, evident, în primul rând de oi, și erau oprimați. Erau oprimați. Nichetas Coniates afirmă că acești vlahi înainte se numeau misieni, recunoscând autohtonia lor, deci faptul că ei sunt localnici, sunt primii localnici în fața prin comparație a slavilor și eventual a grecilor. Ei au locuit în fosta provincie romană Mezia în comparație cu bulgarii care au venit mult mai târziu aici. Cei doi frați s-au
bizuit pe numeroase fortărețe situate în zone greu accesibile. Dacă facem drumul de la Verico Târnovo, stânga-dreapta către creasta Hemusului, de la Târnovo vom vedea că, într-adevăr, sunt multe zone în care sunt greu accesibile. Există și un al doilea motiv al revoltei care va urma, și anume acoperirea cheltuielilor pentru nunta imperială dintre Isaac al II-lea și fata regelui maghiar de la Budapesta. Împăratul de la Constantinopol a mai băgat niște taxe în plus ca să facă rost de bani de anunț. Ca grecu, să mai... Da. Petru era fratele mai mare. Se pare că mai întâi a fost numit Teodor, iar fratele Asan a fost botezat cu numele de Ioan. Deci Ioan, nu Ivan, Ioan. Robert de Clary spune că țara se numea Vlahia. Vlahia. Țara se numea Vlahia și nu se numea Bulgaria, ci Vlahia. Și cu aceasta termin că timpul s-a scurs. Vlahia este un ținut sub stăpânirea împăratului și acest Ioan era un slujbaș al împăratului care păzea o herghelie de împăratului. Așa că dacă împăratul cerea 60 ori 100 de cai, acest Ioan îi trimitea și venea la curte în fiecare an până nu se strica cu cei de la curte. Așa că într-o zi a venit și un scopit, unul din ușarii împăratului, i-a făcut o ocară, căci l-a lovit cu o curea peste față, pricină pentru care tare a fost obidit. Și din pricina ocării ce i s-a făcut, Ioan a plecat înciudat de la curte și s-a întors în Vlahia. Deci în zona Târnovo de astăzi, s-a întors în Vlahia, da? Interesant, nu? Cam așa se denumea zona aceasta, Vlahia. Și putem continua. Și chiar o să continuăm, pentru că mai avem multe de spus. Trebuie să fim așa puțin conștienți că lucrurile sunt așa cum sunt astăzi, respectăm toată lumea, să nu trebuie să uităm și noi cine suntem, că nu suntem veniți cu pruta pe Dunăre. Aici am fost tot timpul. Aici am fost și aici, la nord de Dunăre, și am fost și la sud de Dunăre. Deci, în Vlahia, adică se întoarce de la Constantinopol sau de la Kipsala, în munții Hemus, în țara numită Vlahia. Deci spune un cavaler francez, Robert de Clary. Mulțumim pentru seara aceasta și o să continuăm să vorbim și despre această carte și despre altele vis-a-vis de statul Asăneștilor. Bună seara!